seara, dragii mei! Eu sunt Ana Maria Prodan, pentru prima dată de pe un alt scaun transmit din studioul Parc 52, pentru că l-am alături de mine pe Andrei. Știți cine este Andrei? Vă spun eu cine este. Care stă astăzi pe scaunul meu, pentru că are un profil foarte frumos și un zâmbet extraordinar. Mulțumesc. mulțumesc și îți mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cu mare, mare drag mă aflu aici la tine. Și pentru cuvintele frumoase. Normal. De, spune spunem -mi tu mie, de ce în lumea nu știe că te cheamă Andrei? Păi majoritatea oamenilor nu știu că am și Facebook-ul cu numele de Andrei și mai știu așa oameni, dar s-au obișnuit așa cu mine de când am început să cânt, s-au obișnuit cu numele ăsta de scenă. Dar ce înseamnă țancă? Țancă vine de la un film care se uita mama când era mai mic și mi-a pus de acolo. Nu știu ce film o fi văzut pe timpul ăla. Și îmi spune așa. Și mi-a rămas așa. Sancă și uraganul. Da. Uraganul mi-a pus guță. Asta am spus-o mereu pe unde am mai fost. Cine m-a mai întrebat, am, am spus. Înainte spuneați Sancă de la Ploiești, că așa că ești de la m-am Ploiești. Da, că eram de la Ploiești. Și când am făcut o piesă cu Nicolae, m-a anunțat din partea mea, așa cum a zis, împreună cu Țancă, uraganul muzicii. Și de atunci mi-a rămas așa, din 2014. Da, și mi-a rămas așa. Un nume norocos, îi mulțumesc. Copiii te știu tot de țancă? Da. Știu da, că așa te da, lumea, da. nu? Exact, da. Câți ani ai tu? Tot 30, așa. 33. 33 de ani, mulți înainte. Mulțumesc la fel. De la ce vârstă ai început să cânți? Primul meu videoclip s-a lansat în, în 2012. De deci ce aveai? În 2012, cred că aveam 22 de ani, nu? Da, 22 de ani. Atunci am lansat primul videoclip și uh, piesa i a prins așa de bine, de parcă ar fi acum, că scot o piesă bună de știe toată ce lumea. Piesă? Cu ce piesă te-ai lansat? Dale, dale, dale. Dale, dale, așa se numea piesa. Ia cântă -ne. Dale, 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 mor după buzele tale, că sunt dulci și senzuale, dale. Asta era un pic din ea, știi? Păi, incredibil, atât de greu se cântă genul ăsta muzical. Uh, și vorbeam cu Teo într-o emisiune tot aici și am întrebat-o dacă ea poate să facă aceste floricele, aceste inflexiuni ale vocii. Și mi a zis că foarte greu le-a învățat. I-a fost, fost greu să cânte da, muzica asta. Da, dar astea uh, se dezvoltă în timp. Sunt unii care poate să le facă mai repede sau alții mai târziu. Dar tu cum ai început să cânți? Fiind de la ploiești, cred că toată lumea da, era ca orice băiat Că tu ai avut treabă cu fotbalul, eu am fost cu fotbalul prima dată Visul meu era să devin fotbalist Ai jucat fotbal? Am jucat fotbal, <laughs> da. și? Oricum și dacă eram bine în fotbal acum, tot mă chemai măcar ca fotbalist, ai fotbalist Tot ajungeam la tine în primul se rând Se termina în ist, toate da? <laughs> Știi? Da. Știi cum ai început? Unde ai jucat fotbal? La petrolul? La Astra a, la Astra. La Astra jucam. Bun. Era de la ploiești. Era Astra, mm -hmm. da, mai Astra, e Astra Ploiești Astra nu? Da, da, da. Și jucam la Astra. Și îmi plăcea foarte mult. Eu mă duceam la antrenamente, jucam la, la meciuri, până la o anumită vârstă, așa, când am considerat eu că e mai bine pe partea asta de muzică, știi? Dar ai, ai avut, adică ai fost legitimat? Am fost și legitimat, da, jucam în meciuri oficiale. Eram junior, eram copil, nu eram. Da, da, da. da? Și aveam legitimație, mergeam la meciuri, meciuri oficiale jucam. Ce poți? Să foarte jucă? mult. Ce poți juca? Atacant. Atacant? Îmi nu? place să câte atac. goluri ai? <laughs> Nu, mă știu, câte, că eram copil atunci, îți dai seama. Păi și cum, cântai, deja cântai când erai fotbalist? Cântam pentru mine, așa, nu aveam vreun gând să mă duc să trag vreo piesă undeva, dar pentru mine cântam și eu cântam de la școală, de când eram în clasa a treia, clasa a patra. Dar ai pe cineva neam care cântă sau uh, pur și așa, simplu? Așa, cu vocea mai cântă, așa, din... Uh... Din, din neamurile noastre, așa, dar cineva muzicant, așa, să cânte cu instrumente, și nu, nu. Pur și simplu asta a fost așa, cred că de la Dumnezeu, dar îmi și plăcea de când eram mic. Eu la școală, înainte, până venea uh, învățătoarea în clasă, eu cântam la colegi, știi, ei mă ascultau toată clasa și eu cântam pentru mine, așa, știi, uh -huh. dar paralel aveam treabă și cu fotbalul, eu eram foarte... Deci iubeam foarte mult fotbal, îmi plăcea să joc fotbal Ue, chiar o să... Asta a fost visul meu prima dată Să fi fotbalist. fotbalist Trebuie, trebuie să-ți da. caut legitimația Că trebuie <laughs> să existe undeva da. pe la GFM, Undeva trebuie <laughs> să existe <laughs> Și ce s-a întâmplat de la, de, din momentul în care Ai, ai început să cânți prima dată Cum ți s-a schimbat viața? A fost o, un, o carieră fulminantă La modul, mamă, din momentul ăla De când ai lansat, dale, dale Ai fost numărul 1? Nu pot să zic numărul 1, dar chiar mi s-a schimbat viața, pentru că de când am scos piesa aceea, la un timp foarte scurt, oamenii deja începuseră să facă poze cu mine. Peste tot se auzea piesa mea, deci exact ca și acum, ca și cum aș trage o piesă acum și se aude peste tot, când scot o piesă bună. Nu pot să zic că toate piesele sunt nemaipomenite. pomenite. La nimeni nu sunt toate bune, dar când prindem câte una de de bubuie, asta e. Așa a fost piesa atunci. Se auzea peste tot. Prin mașini, deci pe unde peste te duceai, auzeai piesa Prin discoteci, deci bubuise toate discotecile astea, știi? Și începuse lumea să facă poze cu mine, începuse să... Începuse telefonul să sune, să mă cheme lumea la evenimente La astea. Începusem să fac bani, ușor așa, ușor, că până atunci eu am fost așa, copilul al casei, cum ar veni. Dar Pot să spun că mi s-a schimbat viața de atunci. Câți copii, câți frați sunteți? Doi. Eu da. și fratele meu, Miraj. Uh, acum v-ați împăcat. Da, da, da. da. Că v-ați certat apus, o perioadă. Ne-am certat. Dar totul că... se întreba de ce vă certați voi doi. Noi, frata, așa ne-am certat acum câțiva ani, dar după aia n-a mai fost nicio cerere. El cânta? Dar... Da. Da. L-ai luat cu tine la cântări? Pe păi nu, că eu mergeam cu el înainte, el cânta înaintea mea. Ah. El cântă separat, pe treaba lui, eu pe treaba mea. Și el, deci tu ești Uraganul și el este? Miraj Tsunami. <laughs> deci trebuie da. să l ascult și pe el, pe da. tine te ascult de fiecare dată, trebuie da. să lascul și da. pe el. Da, da, da. Și acum amândoi sunteți cu carierele separate. Da, da, fiecare, când e nevoie, suntem și împreună, fiecare are formația lui cu treburile lui, cu oamenii lui. Dar nu se pune problema la un caz de, -aia suntem să-i ai singur uh, cariera? Tu ți faci toate socotele, tot programul? Nu, no, nu că n-aș putea, să dai seama că e foarte mare zăpăceală și am, am manager care se ocupă de câțiva ani de treaba asta, de agenda, de telefoane, de... Eu știu doar unde trebuie să... Să ajungi. Și unde ajung și atât. Este asta încă Uraganul cel mai scump artist de pe piață? Nu știu dacă sunt cel mai scump artist. Nu cred că mai sunt și uh, de exemplu, oamenii care sunt dinaintea noastră, cum ar fi cumătrul meu Florin Salam, este foarte scump, Nicolae Guță, oamenii care sunt dinaintea noastră și merită toți banii din lume, pentru că oamenii chiar au muncit. Mai sunt foarte mulți artiști, dar oricum, ești pentru mine acolo. sunt bine, sunt ok. Îi mulțumesc Dumnezeu. Da, ești idolul generației tale? generației mele la, de vârsta mea? Da, da. Pot să spun că pentru mulți oameni, poate da. Dar fiecare are cât un idol în viață. Ai visat vreodată să ajungi aici? Nu am visat niciodată, dar mi-am dorit. După ce am văzut că cu fotbalul uh, nu prea s-a nimerit așa cum a trebuit, chiar dacă eu îmi doream foarte mult. Până la urmă m-am axat spre muzică și chiar îmi doream să uh, mă duc să cânt la petreceri, la evenimente, la concerte și Pot să spun și mulțumesc Dumnezeu că uh, visul acesta a fost realizat. Cum a fost... Mai mult decât credeam. Asta spun. Cum a fost visul uh, lui Andrei după dale-dale? Ce? Cum te-ai văzut tu? Că la un moment dat știi că visezi, domne, vreau să am cele mai frumoase mașini, cele mai frumoase femei, vreau să fugă lumea după mine pe străzi. Și <laughs> s-au întâmplat toate lucrurile astea? Uh, ulterior, da, clar mi s-au întâmplat toate astea, dar eu nu-mi doream atunci pentru că nu visam la asta am scos o piesă, am scos, nu, nu știu dacă am scos-o neapărat cu gândul să fac, nu știu, câți bani, să, uh, pentru mine era o plăcere doar să știu că, uh, că pot cânta, că pot să mă duc la evenimente, că mă cheamă lumea, că sunt uh, apreciat și iubit de lume. Asta era scopul meu atunci. Când au început să vină și bani, Doamne mulți. ajută! <laughs> nu? Da. da. Cine scrie piesele? Păi, piesele astea în ultimul timp care le-am le avut au fost făcute de, de Marius de la Focșani. Noi suntem o echipă, Marius de la Focșani și NEC Studio. Uh, cum spun eu, suntem triunghiul bermudelor pentru că piesele astea care au răsărit foarte mult au fost în mare parte de la el. Este uh, în echipa noastră, Marius de la Focșani și cine a trecut prin mâna lui Marius de la Focșani în viața asta a ajuns bine. Foarte multe hituri de 20 și ceva de ani în coa au fost făcute de el. Plus colaborări cu Global, cu mai mulți textieri. Alex Nacu, cu Florin Purice, mai mulți prieteni ai noștri care le mulțumesc și lor că n-am cum să trec cu vederea oamenii care ne-a dat și a fost cel mai ce, ce, a fost bun și a prins. Cât sunteți în formație? Cum a crescut formația ta? Câți oameni? Noi suntem chiar, într în formația noastră, noi suntem aceiași care suntem de vreo 8 ani. Deci n-a plecat nimeni de lângă tine, n-a fugit nimeni. Cam mai plecat unul, lună, două, dar tot acasă s-a întors, știi. Nici eu nu pot să dau pe unul, să iau pe altul, dar nici ei n-ar putea să mă schimbe pe noi. Și probabil a fost și lor bine. Da, asta stă lângă mine de vreo 8 ani. Suntem în aceeași formulă. Care sunt calitățile tale? Că stai că nu mi-ai răspuns. Cât sunteți spun la urmă? Păi suntem așa. Eu, încă o voce orgă, keyboard, vioară, percuție, sunetist. Suntem vreo șapte, opt, dar ajungem cu, la vreo 12-13 cu tot, cu oamenii care ne așteptă cu boxele, cu astea, să, vreo 12-13. Și cum Am se... grijă de toți de toți Asta cum se împart banii vreau să știu Ca la fotbal, ca la mine Cât ia managerul tău? Ce procent ia? Uh, păi se part banii Baxișul se parte egal Așa, și? Iau eu două părți, că sunt, că sunt cu vocea, dar se împarte egal baxeșul. Bun, și cât ia managerul? Egal ia și el. E pus la parte, cum ar veni. E pus la parte da. din ceea ce ei își pagă. Din își pagă, plus din salarii, onorarii, mai așa și de acolo un procent. 10-15%. Bine, eu, eu, eu general nu am stabilit o sumă exact sau nu știu cât la sută. Am făcut în așa fel încât să fie și ei mulțumiți și eu, la fel la rândul meu. Și și asta e, și de atâți ani, mulțumim lui Dumnezeu, suntem pe o, o linie bună. Zim care sunt calitățile tale? Da, vreau să te descrii tu prin ochii tăi. Care sunt calitățile tale? Calitățile mele principale ar fi că sunt față de copiii mei, trup și suflet din toate punctele de vedere. Am trei copii să trăiască. Mulțumesc la fel și ție și la toată lumea și tot cei Ce care ne urmăresc. Am fetița de 5 ani. Să străiască. Anais, băiețelul de 2 ani, Andreas, care urmează să aibă și el botez peste un timp. Te invit cu mare drag, bineînțeles. Mulțumesc din suflet. Așa. Și fetița de 9 luni, Anastasia. Să străiască. Mulțumesc la fel. Și toți trei sunt lângă tine, trup și sunt suflet. Sunt lângă mine, trup și suflet, da. Exact. și eu la fel pentru ei, pe primul plan. Pe lângă asta, că mai mai întrebat de calități, sunt un om muncitor, sunt un om uh, cu Dumnezeu, am o, o relație foarte, foarte mare cu Dumnezeu. Uh, eu în fiecare zi zic Tatăl nostru, înainte de culcare, de vreo câțiva ani de zile, nu știu dacă a trecut vreo seară să nu zic, îi mulțumesc aproape în fiecare zi pentru tot ceea ce a făcut și face pentru mine. Uh, o altă calitate a mea, care o văd eu, una din cele mai bune, ajut oamenii cât pot. Și mai ales de sărbători, le fac și eu câte o masă, câte o bucurie în casă, așa, cât po nu poți ajuta pe, Corect, pe, pe toată, toată lumea, lumea că n-ai cum, sunt foarte mulți, sau mesajele care le primesc, am mai trimis și eu la oameni care mi-au trimis video, copii. le-am mai trimis și eu, lemne, mâncare, nu știu, ce-am putut și eu acolo, dar nu poți să faci atât de mult pentru toată lumea, că n-ai cum, oricât ai vrea. Așa, nu știu ce calitate să... Nu zici de frumusețe, nu zici de zâmbet, nu zici Ei, asta de nimic. Asta mai las asta, la, Mă las pe mine să le zic eu? Hai bine, sau... poți să spui tot dacă vrei. Hai să te întreb adică mai nu-mi place să mă laud așa, știi, singur. Dacă de calități nu vrei să te lauzi, atunci defectele. Astea le știi numai tu. Și trebuie să mi le spui. Defectele ar fi... Nu prea pot să mă trezesc dimineața. Mănânc da. mult. Asta. Nu e bine că nu te trezești da. dimineața, că da. pierzi toată ziua. Vedea, păi, dar dacă eu toată noaptea sunt pe teren. Păi cine e om, noaptea e și ziua. Da. Așa da. se zice, nu? Da. Da. Mănânci mult, nu e bine. Da, mănânc mult, o calitate foarte proastă. Nu fac sport, iar o calitate foarte proastă. Și sper să le remediez. Îmi doresc foarte mult să fac sport și. Da, din cauza programului ăsta nu prea am avut cum. Astea să Astea sunt scuze. Da, recunosc. Da, alt defect. Da. Uh... Stai că te întreb mai ușor, că da, mai, mai ajutăm ușor. Pe o doamnă. scară de la 1 la 10, cât de mult îți plac femeile? De la 1 la 10? Da. 10. A <laughs> sufla cineva da. din prietenii da. noștri de acolo, 12. Da. 12. <laughs> da. <laughs> și care ei? Care e? Nu? Cred că oricine, orice bărbat. Da, eu te întreb altceva, dar mama ta când te vede așa că te uiți după una, după alta, după... ce spune? Păi nu, zice mama, mă las acolo în plata domnului cum Că eu îl învăț pe filmul da, de fiecare da? dată când îl mai văd așa că se mai uită pe, la, pe Instagram una, alta. Păi e probabil la... e acum, nu? E, 16 de... ani. 16 ani. Pe la 25-30 nu o mai ce să-i mai faci. E, nu. <laughs> o, nu mă cunoști. Nu, nu mișcă nimeni în front. Ai spun, nu, relația e așa. Încep cu una, termin o ei pe cealaltă dacă n-a fost bună cea dinainte. A, Dar deci nu vrei închis. să ai gagici. Nu vreau să aibă în paralel multe. Da, da, da. Că se încurcă da, la, la un moment dat, se bat că știi, că așa, normal, se, acolo da. se ajunge. Exact, zic, da, când... da. Așa, pas o gagic pas. așa, nu știu când. Pas cu pas, culegi până alegi, da, așa corect, se zice. Corect, și tu da. ai cules până ai Normal, nu? normal. Știi ce mă gândeam? Mă gândeam că ești un tip care despre care toată lumea spune că... La orice petrecere compui la secundă, orice îți se, cere oricine, este secunda aia când orice vers poți să compui. Și am zis, bă, o să încerc eu. Uite, ai patru uh, secunde să compui ceva despre mine. Sigur că da. Oricum, fără calitatea asta în muzică, n-ai cum să ajungi unde trebuie. Asta e pe primul plan la o, la o petrecere. Deci, două vorbe pentru tine, da? Da. Ce femeie number one Ana Maria Prodan Atunci când spui Ana Maria S-a terminat șmecheria Atunci când spui Ana Maria O iubește România Lasă vorbească lumea Și-a arătat valoarea Îți mulțumesc! Ce frumos să-ți compună cineva așa pe. la secundă, la secundă nu? Da, da. Ziceai că asta este calitatea numărul unu. Uh, și ăsta cred că este un, uh, un mit, că de fiecare dată când uh, băieții care cântă manea, da, acest gen muzical, uh, merg la anunți, începe uh, o melodie, ți se dau bani, da. cânți pentru mine, vine altcineva, la câteva secunde îți oferă alți bani pentru o altă melodie, mai vine încă cineva și zic că am văzut că așa și merge roata și secundă, ce se întâmplă? Într-o secundă s-a strigat petrecerea, pot ajunge oamenii să se bată între ei. Deci nu e mit. De acolo începe scandalul, nu? 100% de cele, la cele mai multe scandaluri și cele mai mari scandaluri și cele mai multe nenorociri care s-au întâmplat la evenimente au fost de la dedicații. Eu am făcut cândva un live special pe tema asta și am explicat oamenilor, din cauza asta, în foarte, foarte multe orașe, eu și am renunțat și la bani și nu mă interesează, care eu nu mai cânt exact din problema asta care o spui tu. Deci credem că e un subiect foarte bun care l-ai deschis și chiar aș vrea să înțeleagă lumea. Dacă unul dă bani să-i se facă o melodie, trebuie să-l trebuie lași să, -l l să termine melodia, dar nici cel care dă bani să facă abuz și să țină lăutarul cât vrea el, că e el șmecher, că e el cel mai tare din petrecere și ce are el în cap. Pentru că dacă face asta, din start nu este cel mai șmecher și nu-l duce capul așa cum crede el și este trecut în cealaltă categorie ca să nu mai vorbesc ca Deci nu e normal când cineva dă un ban să facă o, piesă, un lăutar, trebuie să aștepte celălalt la rândul lui să-i termine piesa și să-i facă și lui eu din cauza asta am renunțat la foarte multe orașe, pentru că cum se îmbătau puțin oamenii și nu mai vreau să dau nume orașelor, că sunt și alți oameni care sunt ok în acele orașe și nu vreau să-i jignesc. Deci cum se îmbătau un pic, nu mai înțelegeai, auzeai câte șapte o melodii dintr-o dată, care trebuia să le cânti. Și nu mai făceai față. Și nu mai făceai față. Și în unele orașe nici măcar nu se pune băutura pe masă până nu se ia darul, ca să nu se strece pe trecerea, de rog să mă crezi. Păi, asta să. am zis, că nu mai vreau să mai zic de oraș, că o de să Nu de spun... scandal, mă gândesc ce, în ce oraș să ia banii înainte, ție, <laughs> okay. Okay. Da. ok, asta e funny, știți, da, când da, ai venit bine da, la nuntă, dăm banii, că știu că pe urmă vine, se mănâncă ce stă acolo, după care se ia darul și se pune băutura după, dacă îi pune băutura... S-a terminat. S-a terminat și cu lăutarii, și cu petrecerea, și cu tot, și s-a spart evenimentul. Știi că la un moment dat foarte mulți lăutari celebri la vremea respectivă au început să aibă foarte multe probleme cu banii dați și la final banii luați de către aceiași domn care dădeau banii. 100%, da. Ți s-a întâmplat vreodată așa ceva? Am mai încercat așa unii alții. Acum îți spun sincer și chiar nu mă feresc. Cui am dat, poate că am mai dat banii înapoi, poate că am dat la cineva care este apropiat mie, da? Din este respect. neam al meu și din respect și pentru că așa am vrut eu. Dar alții care au încercat să-și facă nu știu ce talente de da, astea, să dea nu știu câți bani și să ceară înapoi și poate că au cerut și în plus, stai că ți-am dat atât, din punctul meu de vedere, la mine n-a mers niciodată treaba asta și nici nu o să meargă. Cam pe cineva aproape și am o, un respect. Poate văd pe omul ăla că poate într-o situație mai, mai aiure, așa, financiară și că este unul de-al meu, Pot să-i spun eu, ia-mă, vină cu și ia aici ce mi-ai dat. Asta este singura chestie care uh, pot percepe că este normal. Dar Eu în viața mea, niciodată în viața mea, eu am pe toți colegii mei, sunt ca și frații mei, nu? Toți colegii. Eu dacă am fost naș, dacă a fost o petrecere de-a mea, chiar și la formația mea care e cu mine zi de zi pe drum, eu am dat bani și voi da cât, cât de voi putea, drag, de... Da? de drag, pentru mine, pentru familia mea, pentru și niciodată în viața mea, eu țancă că n-am cerut și nu o să cer nici măcar un euro înapoi. De la nimeni. Dar ai reușit să salvezi pe cineva din mâinile celor care consumau mai mult decât trebuie alcool? Și cântau la aceeași nuntă unde erai și tu? Uh, sincer, da. Da, s-a întâmplat să fiu acolo și să pot să remediez treaba, dar nu vreau să zic despre cine este vorba. Nu Știu trebuie. ei despre cine, cine sunt. Uh, și da, chiar da, m-am pus dacă am putut, m-am pus în față și am avut și eu un cuvânt de spus în petrecerea aia bine, acum nu te gândi că dacă sunt eu undeva, eu voi fi eu nu știu cine și gata nu mai se întâmplă nimic oamenii care mai s-au îmbătat așa au avut un par în plus, poate aveam un cuvânt de spus ca și prietenie pe noi, și s-a remediat, dar nu pot eu să apăr pe toată lumea că n-ai cum, îți dai seama Este mit sau se practică uh, dăm bani? Eu sunt Prietenata, ta, prietenul tău, eu îți dau bani ca să vadă lumea și să îi întărât cumva pe ceilalți să dea mai și Mai se ei? întâmplă și astea, da. Dar se discută dinainte chestiile astea? Adică sunt niște chestii... Dar mai bine se discută, de exemplu, dacă vine unul și spune, mă, vezi că îți dau și eu banii ăștia, nu mai am bani, doar pe ăștia, că poate dă și aia pentru mine și mi-e rușine de ei, dau și eu banii ăștia, că după aia nu mai am de dar sau nu știu ce cu tot dragul accepti treaba asta, decât să vină unul să arunce nu știu ce avalanșe, și stă... unul care nu ai așa treabă și tangențe multe cu el, să te trezești după aia că vine bani. Lui unul i-a spus, uh, unul mi-a spus, știam eu că nu e vrea chiar amărât, așa era mai înstărit. Și a zis că vrea să-mi dea niște bani, că să vadă nu știu cine, că și ea o să dea. Zic, da, nicio problemă. Eu știu să fiu și așa, și așa, și așa. Mi-a dat, a vrut el să-și facă nu știu ce, talente pe acolo, mi-a dat și-am plecat. <laughs> și asta e. Aia e să că dacă a, ți din da, partea cealaltă îi dai da, pe lui înapoi. Da și nu mi-a mai dat după aia, altă dată. Să fii sănătos. Așa, așa trebuie să, să se întâmple. Care sunt cele mai frumoase uh, amintiri pe care le-ai avut de la, de la genul ăsta de petreceri? Sau, gen cât de mulți bani ai câștigat? Care este cel mai mare câștig al, al tău într-o noapte, într -o, la o cântare? Cel mai mare câștig al, al meu a fost undeva în Franța, pe la niște sârbi, în jur de 25 sau aproape 30 de mii de euro în, într-un program de vreo aproape două ore, să zic. Asta mi-aduc eu aminte, că a fost... Dar în rest a fost și zile foarte bune, zile foarte proaste, zile care au fost și pe minus și tot așa cum e... E cum poate un, uh un cântăreț de genul ăsta, iubit de toată România, că de fapt asta este adevărul, toată România <laughs> da. iubește manelele, dar toți ne ferim că nu e <laughs> adevărat, nu ne plac, da. nu, așa. Uh, cum poate un astfel de, de interpret să piardă bani, să fie pe minus? Uh, ca și Baxiș, se poate, se poate, pentru că, bine, uh, ți-ai salariul ăla, n-ai cum să pierzi, ți-ai luat salariul, dar noi mai mergem și cu pe premiza cu, cu baxișul. Pentru că la noi... Că tu de noi nu cântăm doar la scenă uh, și gata, știi? Nu că ne plătești transportul, mașina, alea și noi cântăm la scenă. Nu. Uh, noi mai plătim biletele câteodată din banii noștri care ne, ni se dau, cerem o sumă mai mare și... Acoperim cheltuielile. Și acoperim cheltuielile, da. Mai plătim bilete, mai... Și ne mai bazăm și noi pe baxiș. Câteodată se nimerește să nu fie baxiș cum trebuie și asta e, am pierdut. Și nicio problemă. Noi suntem mulți care trebuie plătiți fiecare, până și cel care îmi dă un șervețel sau mi-aduce ceva, un pahar de băutură, ceva. Și ăla ai plătit la noi. Toată lumea. Când cânti în sală și vezi reacția femeilor, Nu numai așa dacă te uita către ele știi că dacă faci un semn vin cu tine? <laughs> Depinde de femeie acum. E de la femeie la femeie. Unele da, poate unele nu, poate nu știu. Care poate unele sunt măritate? Nu știu. Ah, asta da. e problema în România. <laughs> care e <-i> procentajul <laughs> între fetele care vin și fetele care nu vin? Sincer? <laughs> e, sincer, că eu zic dacă nu zici sincer. Eu spui și tu o părere după nu? Da. Eu zic un 70 cu 30, care da și nu. Eu zic un 90 cu un 10, <laughs> care da și nu, că știu eu foarte da? multe. <laughs> știu eu foarte da? multe e, care dacă sunt îndrăgostite. Îți aduce aminte la... ai fost la ziua mea și... Uh, da, toată... chiar am fost cu mare, mare drag. Și toată audiența a fost uh, electrizată și s-a dansat minunat și au fost foarte mulți uh, lăutari foarte buni și iubiți. Am stat și m-am uitat la un moment dat. Uh, Că ai așteptat, ai stat la masă și ai așteptat frumos, n-ai făcut niciun fel de figuri, că tu vrei acum, că ai venit acum, trebuie să intri acum. Uh, și a mai fost la alte petreceri unde, într-adevăr, este un scandal foarte mare, că, până la care e numărul unu, nu vrea să aștepte, nu îl interesează că sunt formații mult mai bătrâne, să zicem, cunoscute. Spune că o să spună exact ceea ce. Și uh, m-am uitat așa Trebuie. în noaptea aia, pentru că atunci la ziua mea, când am împlinit 50 de ani, au fost foarte mulți și consacrați mulți. Și te-ai purtat atât de natural încât s-au uitat, uitat, toate prietenele mele, ce băi, ce acesta nu are nicio figură, ce este atât de liniștit și de, de normal, ce noi am crezut că este cumva de nu ne înțelegem cu el. Și într-adevăr așa ai fost, ai așteptat cât? Păi cred că mai mult de o oră jumate, nu nu știu, cam așa, nu? Da. Mai mult de o oră jumate. să spun, în primul rând, eram la tine și uh, eram la tine odată, ăia uh, aveai niște invitați foarte, foarte uh, drăguți și o o lume foarte, foarte bună și chiar și eu mă simțeam bine acolo. Poate și dacă aș fi cântat și dacă n-aș fi cântat, poate că nu poate. Sigur tot stăteam. Pentru că mai vorbeam cu, cu cine mai era acolo, invitați. Și mai aveam și niște cunoștințe pe acolo care uh, erau da, invitați. prieteni. Da, prieteni. Și m-am simțit și eu bine. Și de asta n-a fost dar nicio așa, pe de problemă. Dar când te duci la o petrecere și ai pe cineva înaintea ta, aștepți? Sau... Adică este respectul la față de, nu știu, un salam, un Adrian sau ai ora ta, atunci trebuie să intri și atunci pleci. Că am să spun și de ce te întreb o să spun exact cum să treaba în situația asta. În momentul în care vorbești cu cineva și angajezi un program de o oră, da? Și dacă ai trei evenimente în aceea seară, cumva trebuie, cel mai bine ar fi ca să ajungi la timp, să poți să ajungi și să cânti și lui X o oră, să ca să ajungi, da, să la ora tot. care ai vorbit, să ajungi și în partea cealaltă, că dacă n-ai ajuns o oră la cineva, e stricat petrecerea atât ai nevoie, de o oră, o oră, jumate. N-ai ajuns o oră, i s-a stricat nunta omului. Dar... Ai stricat nu... vreo nuntă? Nu că știu -ai dacă... Ajuns? Probabil că de vreo două, trei ori mi s-a mai întâmplat și mie să fie foarte rău să ajung dar am trimis ori pe fratele meu cu formația, ori am trimis pe cineva. Odată m-a ajutat cu mătru meu, salam, și s-a dus și îți dai seama că totul a fost linie și am făcut ceva în așa fel încât să nu rămână oamenii descoperiți. Sau, în cel mai rău caz, le am trimis banii înapoi și următoarea petrecere ori voi veni gratis, ori mai puțin bani, nu știu. Deci, nu am lăsat urmări. Și asta spuneam. Nu e normal că cine vine, stai că sunt eu, nu știu cine, să se dea jos. Nu, normal, trebuie să aștepți. A intrat omul la program, dar asta trebuie să depindă de oamenii care organizează, că greșeala pleacă de la ei. N-are vină vreun coleg al meu că e pe scenă, dacă mă duc la o petrecere jos. și e vreun coleg pe scenă, cum ai zis, de, de Salam sau Adrian, ce să zic, opris pe... N-am cum niciodată, stau, mai ales că noi suntem și o relație foarte, foarte apropiată și stau acolo și asta e. Care ce să sunt zic. din, din lumea voastră? Care scumetrii, nașii, finii, cum sunteți voi? Că s-au făcut așa foarte multe grupuri, nu? Adică, de exemplu, tu ce cu Dani... să se adună, nu știu Asta vă să tu, de exemplu, tu cu Dani Mocanu. Voi uh. în momentul ăsta sunteți așa la o, Din ce vedem noi de afară Mare bătălie Care să fie pe locul întâi Nu știu dacă am avut vreo chestie de genul ăsta Care să fie pe locul întâi Pentru că uh, Astăzi sunt eu, mâine e el Poi mâine e uh, alt coleg O lună e alt coleg Și nu e ceva care e tot timpul Înțelegi? Nu dar e tu nicio cu Dani centură. Cum Acum, de la un timp, ne-am reprietenit. El a fost prietenul meu înainte. Și după a început oamenii cu niște îmbărligături și din partea mea spre el și tot așa. Și a fost o perioadă care nu prea mai vorbi. Dar el este prietenul meu și chiar am vorbit și l-am invitat și pe el la botez. Adică n-am nici cea mai mică problemă cu Dani. Numește-mi mai, cea mai bună voce din lumea manelelor, din punctul tău de vedere din punctul meu de vedere, am mai spus de cine... Sunt foarte mulți care au stilul lor, care au... Bine, uite, nu, nu, ca să nu se supere. Câteva voci care, într-adevăr, ție ți se par fabuloase. Da, este mai bine așa, dar oricum, și am mai spus și eu am mai spun, mie, de când eram copil, mi-a plăcut și îmi place de cumătul meu de Florin Salam, da? că asta am mai spus, îmi place foarte mult și Adrian, îmi place foarte mult și Nicolae Guță, Sorinel, care și el este cu mătru meu, dar bine, eu ce spun, nu că sunt cu metrii mi spun adevărul, Pocile. face un sistem foarte frumos. Dar ce înseamnă face un sistem foarte frumos? Adică dansează lumea la o petrecere, face atmosferă. A, okay. Îmi place Astea și este Biju, fratele meu. Sistem, nu? Da, da. Deci majoritatea fiecare care au stilul lor și, care, și -au făcut, care au avut stilul lor de a cânta, ăștia mi a plăcut. Ceea ce nu mi-a plăcut mie, spun sincer, cineva care a imitat sau a copiat. Copiile nu mi-au plăcut niciodată și nici n-are ce să-mi placă. Câți oameni sunt ca, Mike, ca Michael Jackson care arată probabil, probabil la identic la fel și dansează și la fel și aceleași mișcări Dar nu sunt și Michael vezi Jackson. că sunt pe la stradă sau... Eu n-am nimic absolut cu nimeni. Fiecare să facă absolut ce vrea. Dar o, sfatul meu, în viața asta trebuie să vii cu ceva altul. Mie dacă mi-a plăcut de salam, de guță sau alea, că am luat din, de la la un pic, de la la un pic, dar... Nu e imitat. Eu am un stil al meu. Dacă te duci la un kilometru și auzi vocea mea, știi că sunt eu. Da? Nu aș fi vrut niciodată să, să semăn cu cineva. Să zică lumea că nu știu care e ăla, care e ăla. Nu. Cine a avut stilul lui, a câștigat în viață. Cine a venit cu ceva? Cine este cea mai proastă voce? <laughs> acum. Nu, <laughs> că prea am pus mai întrebări, așa drăguță. Da. Că, de, până la urmă, și cum e, că, de exemplu, noi zicem, bă, mie nu nu cântă bine. Adică. Există? Nu știu ce să spun acum, dintre. Eu i-am pe ăștia ei noștri care sunt din cercul ăsta. Pe alții nu știu de cine să spun. Chiar adevărat, nu știu de cine să spun. Dar tu asculti în, în casă, asculti manele acasă? Te asculti pe tine, de exemplu? Bă, pe mine mă ascult mai mult când iese o piesă nouă, să văd cum a ieșit asta, dar nu stau să mă ascult pe mine sau... Că na, <gântu -i> dai seama, Ce muzică asculti mele... acasă? Păi mai ascult și muzică uh, de banat, îmi place foarte Muzică sărbească, muzică bulgărească, ascult uh, uh, cum ar fi Mugare Magmeti, care l-am luat și pe el la, la, botez a zis din Bulgaria, Galena, care urmează să scoatem o piesă acum în, în, într-o lună așa, ascult mai multe genuri. Ce e bun, ascult. Copiii tăi îți cunosc repertoriul? 100%. Cântă? Da, da, 100%. Care din copiii tăi moștenește la voce? Păi acum adică ei adică ureche, nici. De fapt, acum sunt mici, nu dai seama, da, da. îți dai seama dacă au ureche muzicală. Băiatul are, are doi ani, el nici nu prea vorbește, încă n-a început să vorbească. Zice câteva cuvinte, dar în, în schimb cere piese cu mine într-una. Să asculte. Da, să asculte, da. Da, Zice tata, tata și arată, se duce cu mâna la televizorul pe YouTube și apasă pe poza unde apar eu. <laughs> da. și, și pentru mine e cea mai mare bucurie asta. Mulți oameni îmi spun de copiilor că te ascultă, că copiii de un an au reacții la melodiile tale. Pentru mine e o, o realizare, o binecuvântare, o mare bucurie. Dar când îți vezi copiii tăi să te asculte pe tine, că până la urmă e cea mai mare bucurie a mea să vă asculte pe mine prima dată. Corect. Înaintea la oricine, copiii mei, da? După aia să asculte pe cine vor ei. Dar bucuria mea este să mă asculte pe mine prima dată. Pe oricine este așa. Te uit la tine și cred că ești printre singurii manelici care nu văd niciun tatuaj pe mâini. Da, nu am niciun tatuaj, nu sunt cu tatuajele. De ce? Nu știu, nu am avut asta cu tatuajele, nu, nu prea mi-a plăcut. Dar te face vreodată, am... vreodată pentru vreo femeie, vreun tatuaj? Păi, dacă tot n-am avut de-a face cu tatuajele până acum, nici nu cred că mai fac vreun tatuaj. Am văzut că îți place foarte tare Dubaiul. Da, este locul meu preferat de pe acest pământ. Vorbesc foarte serios. Am fost în toată lumea asta, aproape. Și în America am fost, și în America am fost. Dar, nu știu, starea de spirit care ți-o dă Dubaiul și mai ales când știi că e frigul ăla la noi de, de gheață, apele și vezi adierea aia de vânt așa caldă. Îți dă o stare bună Dubaiul. Ți-ai luat casă în Dubai? Da, aș fi vrut, da, chiar mi-aș fi dorit. Nu ți-ai luat până nu, acum apartament, da, dacă, casă. apartament. Nu uh, ți luat? Am vorbit cu cineva, dar aștept și o ofertă bună, sunt destul de scumpe. Acum, îți dai seama, un apartament cât de cât bun pleacă de la 3 400 de mii de euro. Nu-mi convine să dau 3 400 de mii să merg de două ori pe an. Spun sincer. Uite, să-mi zici dacă mie ce vrei să-ți iei, că ți, ți l Poate dacă mă ajut că tu mai vei pe acolo. Eu am, eu, eu am, da, da, Island. eu am imobiliar, da. Ai, nu? Da, da, toți eu, cei mai buni vânzători în, astăzi din Dubai, de apartamente, realtori, sunt ai mei. Ai Perfect, mea, atunci voi să te, stăm și, de vorbă. Și te și învăț să nu te păcălească toți, că toți au început să păcălească cu, cu Dubai-ul. Da, da, exact. Poți da. îți dau un apartament. Și ce știm noi, mă, pe care eu, nici da. măcar nu-ți mai scos banii vreodată dacă vrei să-l vinzi. Ei, păi, vezi? Acolo e problema, că da. oamenii nu știu și Sau dau da. foarte mulți bani pe apartamente care vor fi gata prin 2029. Mai trăim până în 2029. 2029. Da. Mie nu-mi convine nici peste un an să fie gata. Eu, eu de asta n-am luat. Am găsit, să știi, la niște prețuri convenabile, credem că aproape la niște prețuri de București am găsit unele, dar gata peste 3-4 ani. Da. Ce mai știm? Ce știu? Ce Dar am văzut îți place Versace. Îți dau eu la Versace. Da, da. Exact acolo unde construiește. el. Da. La. La Palazzo Versace? Lângă. Mai face aia Păi ar trebui o, că și așa le-am făcut o piesă și mai ales la Burj Khalifa ar trebui să-mi facă și mie asta ceva este, procent. Da. Am făcut o piesă de toată lumea. Asta zic, că Burj Khalifa <laughs> piesa asta a rupt, da, nu? A rupt, pe bune. Da. Păi are 23 de milioane de vizionări într-o lună. cântă ne Vreau banistei să-i fac de prin bagaje Trei balineze care să-mi facă masaje În loc de tablă pun pe mașină blindaje să-i umplu pe toți de spume pe tatuaje, Nu văd pe nimeni, nici nu răspund la mesaje Sunt mult prea sus 163 de etaje pe Burj nu am chef de anturaje A venit șeful presa, vrea reportaje Ehe, văd mai bine lumea Ehe, a și eu și cu Ana Ehe, dansează bruneta Ehe, a să mă răcă mila mea Să mă mi mila mea, asta a rămas în cap la multă lume O vorbă ciudată, știi? Asta trebuie să-ți o patentezi, că tot da. urmă o să zică să da. mă răcă da. da, mea Da, exact, da, exact, <laughs> Știi, stau și mă gândesc așa de multe ori că toată lumea te înjură, majoritatea haterilor, Doamne, ce a făcut ăsta, cântă și el trei melodii și gata. Eu cred că ai în momentul ăsta 70% hituri din toate melodiile? Cam da, pot să spun că da, 70% da. Cum am zis și mai devreme, nu toate sunt, pot să spui că nu vă cred că a existat vreun solist sau vreun artist sau vreun lăutar ca toate piesele care a scos -o. nu. Și așa, și așa, dar mai mult bine. Eu mi aduc aminte, că eram în Dubai și la un moment dat auzeam în, în mol, în Dubai Mall, era o domnișoară brunetă, îmbrăcată într-un training alb, o țin minte, așa că m-am și speriat când și a dat la un moment dat la telefon s-a oprit, făcea niște storiuri și erau toate fetele brunete să meargă pe trotinete. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete. Nu dra violete, o mamă ce siluete. Vrem să le lăsăm doar în bikini și șosete. S-a urcat, dar s-a urcat toate pe trotinete. Deci asta, melodia asta, era la maxim în mall. În mall Dubai? În Dubai Mall, ea era cu telefonul în mână, făcea un TikTok, cred. Și uh, a repetat uh, TikTok-ul ăsta, că nu ieșa da. foarte bine, cred că de vreo 20 de ori. Și la un moment dat, toți arabii s-au Deci, țin minte și chiar uh, eram cu nuția mea și azi am zis, Băi, nu ți zic, asta este o melodie, ceva nouă, apărut acum. Zic, da zic, e ceva că în continuu aud în mold. Deci fetița aia în Foarte, Dubai. foarte interesant. Aș fi vrut și da. eu să aud. Și a fost pe urmă foarte tare că am ajuns acasă, nu știu cum, că aveam și, vedeam tot ce, toate canalele românești și am văzut uh, și uh, melodia ta cu o fată brunetă pe trotinetă. Da, nu erau da. niște fete pe da, trotinetă. Da, 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 deci da. a fost, mi-a rămas în cap melodia Vai, ce frică au tras, au tras, dai seama, pe trotinete cu pantaloni scurți în decembrie. Au filmat nu știu câte ore. <laughs> Ce-ți mai dorești tu acum? Deci după o carieră de succes, copii frumoși, o viață liniștită, bani, fericire, ce-ți mai dorești? Care este urmă planul lui Țangă? Vreau să, chiar vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu și îi mulțumesc aproape de fiecare dată când, când îmi aduc aminte așa câte a putut să facă pentru mine, pentru tot. Ce-mi doresc de la viață? Îmi doresc liniștea asta care o am acum să rămân așa liniștit cum sunt acum, sănătate în primul rând și să am grijă de, de viitorul copiilor mei și apropiaților mei, să le fac un scut pentru viitor și să știu că i-am pus bine din toate punctele de vedere. Asta este tot ce mai îmi doresc și mergem cu Dumnezeu înainte. Să-ți ajute Dumnezeu. Mulțumesc la fel. Um... Și aș vrea o ultimă întrebare așa să văd. În ce ți investești tu banii? Uh, Că acum, vrei un scut să faci copiilor tăi, un viitor, te gândești probabil să-i dai la școli private. Cum exact, își exact. Doresc, tot ce e mai bun pentru tot ce un copil. este mai bun pentru Să înveți limbi străine, să... Da, tot ce este mai bun pentru În copii. În ce ți investești banii? Uh, acum uh, o să vreau să încep cu... Uh, o nouă meserie, să zic așa. Uh, am avut uh, și șaurmerii. Am avut niște șaurmerii. Șaurmeria chiar? De, tocmai asta vreau să spun. Cu șaurmeria este foarte, foarte greu. Era uh, treaba bună, mergea foarte bine din plin, dar trebuie să stai acolo în permanent. Eu nu pot să mă trăiesc. Eu, eu mă pun să dorm la șapte. Șase dimineața, dorm în fiecare zi de ani de zile. Cum aș putea să mă duc eu la 8 la șaurmerie? Deci trebuie să fie acolo. Da, dar trebuie să fie acolo. Orice ar fi. Dacă nu te. Da, exact. Au făcut prostii pe acolo, vicii și și au nu ai bază că în lumea asta dacă n-ai oameni de încredere, nu poți să faci nimic. Oricât bani ai avea, oricine ai fi, orice ai face, n-ai oameni de încredere într-un business, n-ai cum să faci treabă. Câți... Câți, bani ai pierdut cu șaurmeria? Păi, să zic așa, mi-am Mi scos bani așa, nu am făcut nici bani, dar nici Dar uh... intrai pe pierdere. Da, 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 da. Și acum sunt într-un uh, loc astea aparaturile și tot ce mai și acum sunt pe loc. Dacă vreți, dacă vreți astea da să spuneți că vi le dau unui problem. Da, da, care vrea să cumpere da. niște aparate de urmă de făcut șaormă, Aveți tot setul, toate. da. Și le-am luat noi, frigidere, toate astea. Dar n-ai cum, trebuie să fii din domeniu, trebuie să stai acolo, să te ocupi și ceva foarte, foarte, o durere foarte mare de cap. În fine. Acum vreau să mă apuc de construcții. Am un proiect care trebuie să-i dau drumul de vreo șase case acum. Vreau să încep așa ușor. Încet, încet. Da, încet, încet. Nu vreau să mă arunc din prima. Primul rând, nici nu aș putea să mă arunc la nu știu ce proiect foarte mare, că, na, da, la început și vreau să, să, încep cu treaba asta și să, să am doar două profesii pe viitor. Muzica, care rămâne muzica și treaba cu construcțiile, vreau să mă implic foarte, foarte mult să dea Dumnezeu să faci mulțumesc, foarte mulțumesc multe la fel. case, și să-ți ajute Dumnezeu să strângi bani pentru copii și să-i vezi la casele lor. Îți mulțumesc din suflet la fel. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost o în seara asta alături de noi. Cu mare drag, o plăcere de partea mea să fiu aici la tine în, în emisiune. O plăcere și să-ți dea Dumnezeu la cât mai multe hituri, și uh, cei care dați cu hate. Uh, sunt să... ai noștri și Sunt ăștia, ai noștri, da. da, sunt... Păi asta voiam să spun da. că vă mulțumesc că ne, ne urmăriți cu atât de mult Și că stați cu gândul interes. la noi, da, vă mulțumim da, da, că, da. că vă stăm în cap tot timpul. Da, una. da, da, și ne urmăresc pas cu pas și uite, da. e bine să, fie, să aibă cineva grijată așa, știi? Păi mai bine vezi acolo și de comentarii și dacă să nu fie deloc, o, o e nu te Dacă nu păi este mine mă enervează dacă postez ceva și nu văd comentarii, ci că sunt bune, că sunt fie multe așa până jos. Nu mă interesează despre ce spuneți. Ați auzit ce cât mai multe comentarii, comentarii nu înjurați, ne interesează ce înjurați, cum înjurați separat multe... de oamenii noștri care îi iubim și ne da, apreciază da. Ele... Hey, haterii, vă rugăm frumos cât mai dați multe. cât puteți da. din voi ce trebuie Așa este. vă pup, seară frumoasă, vă pupăm